Eu cred că prin evoluția mea la echipa națională și prin, eu știu, randamentul meu, pot să mă consider mândru sau mulțumit că am făcut ceva pentru fotbalul românesc și pentru echipa națională. Dragi prieteni, bună seara, bine v-am regăsit la interviurile EBS Radio. Astăzi stau de vorbă cu unul dintre recordmenii fotbalului românesc. E vorba de o prezență atât de familiară aici la Cluj. Îi spun bun venit în studioul lui Dorinel Munteanu. Bine ați venit! Bună seara! Sunteți legat de orașul ăsta în mai multe perioade ale carierei dumneavoastră. Îmi amintesc cu mare bucurie de acea extraordinară performanță la începutul anilor 2000, în care CFR Cluj a ajuns în finala Cupei Intertoto, eliminând Bilbao, eliminând echipe grele. Erați acolo... Saint-Étienne. Erați și în teren, erați și antrenor. Da. În primul rând mă simt foarte bine la Cluj. Avem intenția de ne stabili la Cluj, fiindcă cunosc foarte mulți oameni și chiar ne simțim bine, ne simțim bine. Sigur, perioada de la CFR Cluj a fost prima mea perioadă în care am fost în calitate de antrenor și jucător. A fost o oportunitate pentru mine și o șansă pe care am primit-o de la domnul Pașcăni și domnul Mureșan, dar mai mult încrederea pe care mi-au dat-o și, bineînțeles, eu cred că nu am dezamăgit și am confirmat prin rezultate foarte, foarte bune. Sigur, au fost începutul, după acel început, sau mai bine spus, am adus dorința de performanță la CFR Cluj. După perioada mea, CFR Cluj a urcat, a dominat fotbalul românesc și... Sunteți chiar în ascensiunea modernă a acestui club, la temelia acolo. Și a fost, zic eu, foarte important că ați reușit în acea perioadă să fiți în teren antrenor. Era inclusiv momentele, când nu erau toate meciurile în care erați titular, erau momente în care intrați pe parcurs, erau emulații, intra Dorinel Munteanu, se schimba situația. Da, pentru mine a fost o plăcere și în acel moment, la o vârstă mai înaintată, de a și juca și de a fi și antrenor, dar am avut încredere din partea conducerii, am avut un lot de jucători foarte, foarte buni, cu niște caractere deosebite și împreună am putut să obținem acele rezultate foarte bune. Mai apoi ați fost și la universitate antrenor. Există o rivalitate foarte mare în orașul, sau cunoașteți foarte bine, dar nu cred că ați simțit niciun fel de presiune nici într-o parte, nici în cealaltă. Nu, n-am simțit. Sigur, la nivelul suporterilor probabil s-a simțit acest lucru, dar eu personal nu am simțit, n-am avut nicio problemă din acest punct de vedere. La universitate am avut două scurte perioade în care pot să spun că prima perioadă a fost una care probabil am dezamăgit foarte mulți oameni, dar prin plecarea mea la Steaua, dar după aceea tot acei mulți oameni pe care am dezamăgit, cred că s-au bucurat, fiindcă am revenit la Universitatea Cluj și am salvat echipa de la retrogradare. Pot să spun, împreună cu jucătorii, singur împreună cu jucătorii, am salvat echipa, fiindcă în acele momente echipa trecea pentru o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar și cu ajutorul Dumnezeu și jucătorilor ne-am salvat. Dar fără îndoială, dacă vorbim despre Dorinel Munteanu, vorbim despre cariera lui extraordinară de fotbalist. Hai să o luăm cu echipa națională. Am câteva amintiri extrem de frumoase. Nedreptatea acelui gol înscris cu Germania, care astăzi ar fi fost validat de VAR. De asemenea, Cu Bulgaria. Da, în Anglia, la campionatul exact. European din Anglia. Da. Dar ați înscris în meciul cu Anglia mai apoi. Da, sigur. Da. Și mi-amintesc și de un gol cu Portugalia în deplasare pe final, într-o campanie care ne-a adus atunci acolo. Da, pentru era jocul din Portugalia era preliminar de campionatul european din 2000, din Belgia-Olanda. Uh-huh. Da. Eu cred că prin evoluția mea la echipa națională și prin, eu știu, randamentul meu, pot să mă consider mândru sau mulțumit că am făcut ceva pentru fotbalul românesc și pentru echipa națională. Sigur, echipa națională mi-a dat foarte mult și mie mi-a dat foarte mult, fiindcă am fost cunoscut peste tot, am fost apreciat, dar cel mai frumos este când te apreciază oamenii în țara ta.
sunteți recordman. E absolut firesc ca, ajungând la această cifră de 134 de meciuri, să fi fost coleg cu multe generații de fotbaliști. Vă amintiți pe la început cine era națională, chiar când ați apărut? Sigur că mi-aduc aminte. Am debutat în 91, atunci eram coleg, eu știu, cu o generație mai înaintea mea, cu Silviu Lung, cu Adrian Popescu, și am prins câțiva jucători au fost mai cu rotariu, Mișa Klein, cu care nu am jucat foarte puțin, Dumnezeu să le odinească pe Mișa Klein, am jucat foarte puțin cu ei, dar am prins generația mea, care din 91 până în 99 sau 2000 am fost aceiași neschimbat jucători și am rămas aceiași prieteni. Ăsta a fost secretul generației de aur, că ați rămas împreună o perioadă mai lungă de timp și s-au sudat acele relații? Unul din avantajele generației mele, putem să spunem, dar eu cred că totul a depins de jocul nostru personal. Adică toți colegii mei jucam în străinătate, jucam la echipe puternice din Germania, din Spania, din Anglia, din Italia. Am jucat și am făcut-o bine. Noi aveam o constanță în evoluții. În perioada mea, dacă un jucător nu juca 2-3 meciuri la echipa de club, avea o problemă la echipa națională. Și chiar în acel moment, în acea perioadă, Dinea Puiu Ordănescu ne-a tras un semnal de alarmă foarte, foarte mare și a spus, dacă nu jucați la echipa de club, nu mai jucați la echipa națională. Și pentru noi a fost, sau cel puțin pentru mine, era o dramă, deși nu s-a întâmplat, dacă nu jucam la club, să nu joc la echipa națională. Era o perioadă în care erați în Germania, de aia, la un moment dat vi s-a spus și neamțul, ați jucat la Wolfsburg, la Köln, da? Ani buni. Da, 5 ani și 4 ani jumate. Extraordinar. V-a schimbat mentalitatea, organizarea fotbalului german? Ați venit cu altceva din această experiență? Sigur că m-a schimbat, dar eu am fost crescut de copil în spirit, eu știu, un spirit german, dacă pot să spun, fiindcă familia mea, părinții mei au fost sași și eu știam foarte multe despre, eu știu, rigurozitatea germană, dar într-adevăr, dorința mea cea mai mare a fost să joc în Germania și această dorință mi s-a împlinit. Mai mult decât atât, pentru mine n-a fost o problemă să mă acomodez în fotbalul german, nici ca sportiv, nici ca om, fiindcă chiar mi-a plăcut această disciplină. Și au fost puține exemple de fotbaliști care au ajuns în Germania din România. Mi-amintesc pe Lupescu și pe Ganea, cred, la un moment dat. Dar în rest, românii s-au tras mai către țările latine. S-a jucat mult în Spania, în Italia. Au fost fotbaliști care au avut cariere acolo. De ce nu s-au acomodat români în Germania? Eu cred că, în general, noi suntem, eu știu, mai comozi. Și ne-a plăcut tot timpul, eu știu, comoditatea. În Spania, deși în Spania din punct de vedere fotbalist este foarte dedicată, din punct sportiv, Italia la fel, dar în Germania nu ajungea dacă te integrai numai ca sportiv, trebuia să te integrezi și ca om. Și ca om, mie mi-a plăcut în Germania, chiar mi-a făcut o mare plăcere să joc acolo, să trăiesc acolo. Recordman la echipa națională, cu carieră foarte lungă, v-ați retras târziu. Asta înseamnă că ați avut parte de o pregătire fizică deosebită. Fotbalul e prin definiție un sport al efortului și al părții fizice. Avem acum exemple de tot felul de fotbaliști care se accidentează foarte repede. Echipe întregi cad și se pune totul pe seama pregătirii fizice. Cât de important e în fotbalul modern astăzi? Dacă pot să spun, eu, din punct de vedere fizic, eu știu, poate pentru, la mine a fost ceva nativ. Mi-a plăcut foarte mult să muncesc, să alerg. Sigur, într-o echipă sunt, după cum știți, jucători tehnici, jucători mai puțin tehnici, jucători muncitori. Eu am fost parte din acea categorie de jucători care îmi plăcea să alerg foarte mult. M-am ocupat foarte mult de pregătirea mea, de orele de refacere, de orele de odihnă și pot să spun că
de mic copil am avut asta în sânge, adică să fiu pregătit foarte, foarte bine. Și după cum știți, sau dacă nu vă spun eu, prima mea accidentare mai serioasă a fost la 32 de ani. Asta înseamnă că m-am ocupat foarte bine de fizicul meu, de, eu știu, de corpul meu. Totul ține și de un echilibru care are la bază și alimentația și viața personală. Absolut. Și odihna. Da. Stăteam de vorbă cu Ciprian Deac ceva mai devreme, în urmă cu câteva zile, și el spunea unul dintre cele mai importante lucruri e somnul. Da, da, așa este. Ceea ce n-ai putea crede că poate spune un fotbalist, pentru că dacă e să privim la televizor, sunt foarte mulți excentrici care își pierd nopțile. Cât de importantă e odihna? Foarte importantă. Foarte importantă. Mie, spre, eu știu, spre surprinderea multor persoane, eu am fost și am rămas cu acest, eu știu, cu acest ritm. Eu dacă la prânz nu dorm puțin, nu sunt același om. Așa făceam și în perioada în care am fost, eram jucător. Trebuia să mă odihnesc în antrenamente sau era necesar la efortul pe care îl făceam. Dar revenind la continuitatea și la selecție de la echipa națională, cred că ăsta a fost un atu pentru mine foarte important, fiindcă n-am fost accidentat. Eu n-am lipsit, nu știu dacă am lipsit 4-5 meciuri în 134, să lipsesc, să pierd, eu știu, convocarea datorită accidentărilor. Nu mi-aduc aminte să fi fost accidentat. Extraordinar. Dar în momentul în care s-a apropiat finalul carierei, ați avut așa un regret? Regret, vă referiți la echipa națională sau la... Și la echipa, la cariera de fotbalist în sine. Nu am avut regret, fiindcă eu, începând la CFR Cluj și primind această șansă de a antrena și a și juca, la mine a venit mai ușor această schimbare sau această trecere de la jucător la antrenor. Eu practic am făcut-o din mers. Sigur, am renunțat la de a juca, de a fi jucător, datorită faptului că am avut 40 de ani și nu mai puteam să joc, să am un randament bun, fiindcă atât la echipa națională cât și la echipa de club nu puteam să fiu în teren dacă nu deam randament. Așa că pentru mine, și dacă am fost eu propriul meu antrenor, trebuia să am randament bun ca să fiu mulțumit eu în primul rând. Ca și antrenor ați avut filozofia de a chema jucătorii coră înainte de antrenament, de a-i pune să stea și după antrenament pentru recuperare, ascultau cum era? Da, v-am spus la început, am prins, am avut un grup de jucători cu un caracter deosebit, mai ales la CFR Cluj, dar la toate echipele pe care le antrenez îmi impun regulile mele. Ei trebuie să respecte aceste reguli, fiindcă spre binele lor, dar revenind la început, la CFR Cluj, chiar au fost surprinși la început, sigur. Nu au fost obișnuiți, dar s-au obișnuit și cu aceste eforturi care trebuia să le facă ei, așa cu ghilimele eforturi, au văzut că vin rezultatele, au văzut că vin, eu știu, banii, au făcut-o cu drag. Chiar atât la CFR și la echipele pe care le-am antrenat, cât și la Galați, când am luat campionatul, m-a bucurat cum jucătorii mei pe care am condus erau bucuroși după cel mai greu antrenament, și la mine se făcea antrenamente foarte grele. Erau, practic, nu le mai simțeau la un moment dat, așa că am avut o bucurie în suflet. Extraordinar. Fără îndoială, făcând parte din această generație de aur, o întrebare firească este: care a fost relația dumneavoastră cu Gheorghe Hagi? Un alt pion important. Multă lume răutăcioasă și presa în general a răstălmăcit la un moment dat momentul în care ați depășit recordul, că a fost doar o ambiție de a-l depăși pe Hagi. Nu, eu las lumea să vorbească. De când am debutat la echipa națională până la ultimul joc al echipei naționale, sau mai bine spus, cât timp a evoluat Gică în echipa națională, cel puțin ca jucători, am avut noi unul vis-a-vis de celălalt foarte mare respect. Chiar mulți îmi punea și mie această întrebare. Dacă Hagi era, eu știu, cum îl face lumea acum, rege sau, eu știu, cel mai bun jucător român, este adevărat că este cel mai bun, dar în teren, în cantonamente, în preajma echipei naționale, eram
foarte buni prieteni. Prieteni, eu spun, sportiv. Nu suntem, n-am fost prieteni de familie, dar da, așa, prieteni între noi am fost și de un respect deosebit am avut fiecare. Pentru că ați jucat în aceeași zona terenului, aveați ambii aceeași constituție fizică, un șut devastator. Da, da. Câți plus... oameni și-au pus speranțele când începea câte un meci în Dorinel Munteanu și în Hagi? Da, eu am avut o relație foarte bună de joc cu Gică și sigur, el era cu sclipirile, cu șuturile, cu golurile, eu eram cu munca mai grea, dar eu chiar mi-a făcut plăcere, sincer să spun, și am mai spus-o și vă spun și acum în direct, am avut plăcere să fac această muncă grea, fiindcă și nu eram supărat dacă, eu știu, dacă Hagi sau, eu știu, Răduciu sau Ilie Dumitrescu, care erau jucători determinanți pentru noi, nu alergau. Chiar aveam o discuție foarte deschisă cu Ionuț Lupescu, fiindcă eu eram în mijlocul Ionuț Lupescu și cu Sabău, când a jucat Neluțu Sabău, zic, ei să nu le dăm minge, ei să facă, să finalizeze acțiunea și noi să alergăm. Asta a fost menirea noastră. A fost, și chiar nu am fost niciun moment, atât timp cât am jucat la echipa națională, n-am fost supărat sau, eu știu, dezamăgit. Cu ce alți fotbaliști din echipă v-ați înțeles foarte bine? Eu am fost foarte, foarte apropiat cu Belodelici, cu Selime și când eram în jurul echipei, în grupul echipei naționale, cu toți eram prieteni. Chiar asta s-a văzut pe teren, nu trebuie să vă spun eu, fiindcă toată lumea a apreciat asta. Dar cu Ionuț Lupescu, eram, care era jucat în Bundesliga în momentul respectiv. Dar vis-a-vis ce a spus dumneavoastră de, eu știu, de opinia publică, că eu am vrut să-l depășesc pe Hagi, n-am avut niciodată intenția asta să-l depășesc. Și chiar am făcut o provocare de la 125 de meciuri până la 134, dacă am mai spus asta, dacă Dorinel Munteanu a avut evoluții de la bine spre foarte bine în aceste nouă jocuri. Eu n-am stat la echipa națională numai pentru simplu fapt că am vrut să-l depășesc. Păi oricum nu v-ar fi chemat nimeni pentru atâta lucru. Sincer, mai puteam să joc la echipa națională, dar a fost o problemă între, nu problemă, sportivă între mine și domnul Bițurcă, actualul, da, atunci a fost antrenor la echipa națională, când aveam meci cu Bulgaria, dacă nu mă înșel, la Constanța, și am avut un deces în familie și el a zis să fiu la lot. Și am zis, nu pot să fiu la lot. Și nu m-am dus și a zis, dacă nu vii, punem punct carierei. Și ne-am strâns mâna, suntem cunoștințe, dar niciun fel nu m-a avantajat. Am avut o relație specială, fiindcă specială cu domnul Pițurcă, când însu a preluat echipa națională, eu am retrogradat cu FC Chiul în Liga a doua. Da. Și așa frică mi-a fost, fiindcă oamenii de la Chiul sau conducerea n-au vrut să-mi deie drumul. Vreau să mă țină în echipă ca să promovăm anul viitor. Și prima discuție a fost cu domnul Pițurcă. Dacă joc în Divizia B, în Bundesliga, în Zweite Bundesliga, dacă mă chemați la echipa națională. Și atunci foarte liniștit, cum el tot timpul, liniștit așa și mi-a spus, dacă joci bine și joci titular și joci bine, pentru mine nu e nicio problemă. Asta am așteptat de la dânsul și tot statistic, dacă vă uitați, pe statistică, în acea campanie de calificare, 98-2000, când ne-am calificat pentru 2000 Belgia, da, Olanda, am avut cele mai multe goluri a marcat la echipa națională în acea perioadă. Nu știu dacă mă înșel, 4 sau 5 goluri. Eu marcam 1, 2 goluri, de atunci am dat 4 sau 5 goluri. Asta că și asta a fost, eu știu, și iar la fel un punct cheie când la meciul cu Portugalia, l-ați amintit și dumneavoastră, când eu trebuia să fiu schimbat. Adică să era pe final de meci. Era minutul 90. Exact. Să facă schimbarea, să tragă de timp. Noi eram în 10 oameni, dacă țineți minte acel joc. Roșu a fost eliminat. Și asta m-a aflat după meci. Și s-a dus să facă schimbare. Nu mai știu cine era cu schimbările la echipa națională. Și s-a dus cu numărul 8. Era numărul 8. Da. Nu? Și pe drum a zis Pițurcă că nu-l schimba pe Munti. Schimbă pe altcineva. Și nu mai știu pe cine a schimbat, pe moldovan sau nu mai știu pe cine. Și nu m-a schimbat și asta am dat gol. Asta a fost destinul. Da. Bă, și a fost
un șut extraordinar care a fost o descătușare, mai ales că a fost un meci extrem de tensionat. Portughezii erau în mare formă atunci. Am vorbit foarte mult de relațiile pe care le-ați avut cu colegii din linia mediană, cu Lupescu, cu Hagi. Da. Cum vedeți astăzi această linie în fotbalul românesc? Pentru că s-ar părea că în atac mai există 2-3 apariții și în apărare, da, se pare că se pune tot mai mult accent pe partea de mijloc, oamenii care trebuie să facă faza de atac și de apărare. Eu cred că în zilele noastre sau, eu știu, acum, în ultimii 5 ani, 10 ani, eu știu, 6-7 ani, cred că jucătorii noștri tineri nu știu exact ceea ce trebuie să facă, din punctul meu de vedere. Fiindcă nu este o rușine, cum v-am spus, să alergi pentru cu colegul tău care trece de gol sau invers, să te aperi pentru să ajuți jucătorii de apărare. Dar la noi a contat foarte mult, fiindcă am jucat la echipele de club. La echipa națională n-ai timp să, eu știu, ca la echipe de club să lucrezi zi de zi ca să-ți pui un sistem foarte bine pus la punct. La echipa națională trebuie să fii bine pregătit de unde vii, știi că trebuie să faci și era antrenorul pe moment și să ai foarte mare determinare. La noi merge foarte greu. Din păcate trebuie să spun că merge foarte, foarte greu această coeziune, acest raport de colegialitate între jucători, între colegi. Nu știu de ce. Din păcate, iată, și Răzvan Marin și Hagi n-au tot timpul acele momente care să le ofere o siguranță. Sunt și foarte tineri, e adevărat. S-a schimbat foarte mult fotbalul. S-a schimbat foarte mult, dar să știți că eu am spus-o mereu în ultimul timp. Nu poți să faci, eu știu, să creezi un grup puternic, un grup unit, atât la echipa de club cât și la echipa națională, dacă sunt schimbări de la meci la meci. Este imposibil. Tot în perioada noastră, când am evoluat, dacă țineți minte, cred că orice român știa echipa de la portar până la, eu știu, la 18. Știa și rezervele, să știau. Sigur. Așa a fost și cu Craiova și cu Steaua, sigur, în perioadele lor. Neapuiu mai schimba câte unul, câte doi, eu știu, că când avea el, când simțea el. Dar să știți că aceste schimbări de jucători, de la meci la meci, 3-4, din punctul meu de vedere, n-are cum să aibă succes. Și revin și la CFR. Dacă țineți minte, cunoștea echipa CFR-ului oameni din țară. Într-un an și jumătate, exact cum, eu știu, cunoștea pe Steaua. Pe sau posturi, da. Exact. Așa e. Ne apropiem încet, încet de finalul acestui interviu și, fără îndoială, că sunt și eu foarte curios și ascultătorii noștri, ce veți face? Unde veți antrena în viitorul apropiat? Pentru că sunt sigur că Dorinel Munteanu nu poate să stea departe de fotbal. Nu poate să stea departe și sunt convins că în scurt timp voi avea un nou angajament, sigur, nu oriunde, fiindcă nu pot să merg oriunde. Am avut oferte, am avut, eu știu, propuneri, dar vreau să cântăresc foarte bine aceste propuneri și să văd unde voi accepta. Voi accepta acolo unde oamenii au încredere, oamenii, eu știu, sunt dornici de performanță, care să facă o performanță nu de pe azi pe mâine, că nu se poate, sub nicio formă, ci pe un termen mediu lung, de 2-3 ani. Așa, cum poate să-și dea seama un antrenor de perspectivele pe care le are la câte un club? Se poate să vă cheme un președinte de undeva unde nu aveți foarte multe date despre stabilitatea financiară a clubului? Datele le obții rapid. Important este libertatea, din punct de vedere sportiv, dacă primești din partea conducerii, fiindcă asta eu cred că antrenorii noștri suferă în campionatul țării, din punctul meu de vedere. Un antrenor care are libertate și are încredere, primește încredere de la conducător, de la patron, de la sponsori și are foarte mari șanse de reușite. Dacă nu, ce se întâmplă în campionatul inter este, eu știu, este foarte greu. Foarte greu ca un club să obține performanțe majore. Așa, să joci în play-off
pentru mine nu e o performanță. Mm-hmm. Fiindcă în ultimul timp, în campionatul intern, un antrenor are o cotă deosebită, sau antrenorii noștri au o cotă, dacă te califici în play-off. În play-off... S-a discreditat foarte mult meseria asta, din păcate. Să știți, așa este. Și eu mă bucur că am mai rămas din generația mea Hagi, care ține, Dan Petrescu, care ține standardele sus. Adică, practic, ei sunt cei doi antrenori rămași în, eu știu, în competiție, care, într-adevăr, își doresc foarte, foarte mult. Adică, să câștigi campionatul, să participi în cupele europene. Un obiectiv ca, cum am spus, ca calificare în play-off pentru mine nu reprezintă absolut nimic. Reprezintă din punct de vedere financiar pentru patron sau acționari, fiindcă n-au probleme cu retrogradarea, dar în rest nu este o provocare. Nu e o performanță, e exact. Doar o clasare undeva mai sus. Exact. Vă dorim mult succes și dacă e adevărat ceea ce ne-a spus la începutul interviului, că veți stabili la Cluj, sunt sigur că o să mai stăm de vorbă și cu alte ocazii. Dar în primul rând vreau să vă revăd acolo pe bancă strigând la jucători, pentru că ați fost ca și antrenor foarte temperamental. Da, am încercat, după ce n-am mai fost în teren, am încercat din afara terenului să le imprim acel temperament de sau atitudine de învingător, fiindcă asta m-a făcut de asta așa agitat, fiindcă fiind în afară terenul nu pot să ajut și să-i învăț mai bine pe jucători ceea ce trebuie să facă, dar mă descurc așa. Absolut. Mulțumim mult pentru prezența la IBS Radio la interviu. Vă mulțumesc mult. Vă reamintesc, dragi prieteni, că alături de mine a fost o legendă a fotbalului românesc, domnul Dorinel Munteanu.